Sâmbătă, ceremonia de constituire a Consiliului Local Pădina s-a desfășurat în prezența unor oficiali de seamă din județul Mehedinți. Printre cei care au onorat cu prezența acest moment important pentru comună, s-au numărat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, dar și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu. Evenimentul a marcat începutul unui nou capitol administrativ pentru Pădina. Consilierii locali aleși în urma scrutinului din 2024, prelându-și oficial mandatele. Ceremonia de depunere a jurământului de către consilierii locali a subliniat importanța acestui moment, atât pentru comună, cât și pentru întreaga comunitate. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a oferit un mesaj de susținere și a subliniat rolul pe care autoritățile locale îl vor avea în implementarea proiectelor destinate dezvoltării comunei. În cadrul ședinței festive, președintele Consiliului Județean Mehedinți l-a felicitat pe primarul Dumitru Boceanu realegerea sa și a promis sprijinul deplin al organizației PSD Mehedinți, al Consiliului Județean, dar și al său personal. Îl felicit pe domnul primar Dumitru Boceanu pentru câștigarea unui nou mandat și îl asigur de tot sprijinul organizației PSD Mehedinți, al Consiliului Județean și al meu, pentru a continua proiectele destinate locuitorilor din Pădina. Felicitări și mult succes consilierilor locali care au preluat astăzi mandatele, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Cu ocazia constituirii noului Consiliu au fost enunțate și câteva direcții strategice pentru următorii ani. Printre prioritățile administrației locale din Pădina se numără modernizarea infrastructurii rutiere, accesul la servicii de sănătate de calitate, sprijinirea educației și dezvoltarea infrastructurii culturale și sportive. În plus, proiectele care vizează atragerea de fonduri europene și guvernamentale vor fi pe agenda consilierilor locali și a primarului Dumitru Boceanu, cu sprijinul autorităților județene și al partenerilor locali. Încheierea ceremoniei de depunere a jurământului a marcat începutul oficial al mandatului pentru consilier locali din Pădina, ce și-au exprimat angajamentul față de dezvoltarea și prosperitatea comunei. Acest moment festiv, marcat prin prezența oficialilor județeni și a reprezentanților locali, transmite un mesaj de unitate și colaborare, ce sunt esențiale pentru viitorul comunei Pădina.